Neața prieteni și bine v-am găsit la un nou episod din Eurotrack. Doamne, ce vorbesc și eu din Need for Speed Most Wanted. Episodul cu numărul 2. Am văzut că s-au strâns ceva vizualizări la primul episod, așa că am zis ca să mai filmez un așa al doilea episod din Need for Speed Most Wanted. Oricum, vine și el foarte curând, așa că nu vă faceți griji. Dacă am început seria, o să o continuăm, dar haideți să-i dăm și anume bice, apăsăm pe... Nu mă lasă, bine, am crezut că o să mă lăsă să apăs pe B ca să mă duc direct la cuvânt. Cred că ai deși face. Și aici o să-i dăm și anume bice. Avem 3 curse, pe fiecare câștigăm 1500 de dolari. Sunt 3 ture, sunt 3 curse, de fapt, circuitul 2 ture, cred că da, 2 ture, sprint de 5,6 km și 8,1 are acest circuit, o să-i zic așa, în care cu eliminări. Bun. Dar haideți să-i dea așa nume bice. Începem cu începutul, prima cursă și circuit arena nu e pe acum ce se face? Asta e. Dar bun, n-am niciun subiect de vorbă, așa că dacă nu o să vorbesc prea mult, sper să nu fie vreo problemă. Încerc să mă concentrez cât mai repede, cât mai bine pe curse respective, să le termin cât mai repede și în episodul care îl vom înfrumeta pe Sunny. Voi face eu milestone și urmărirea cu poliția Bounty mai degrabă. Camera. Pentru că să nu există să fie cât mai mult suspans și vreau să fie cât mai mult suspans și știu că Need for Speed nu te poți putea zi niciodată mai rău. E, what the fuck, ce căuți aici? Băi, nenea! Că nu se poți plictisi niciodată, mai ales pe mine vorba de poliție și urmărire, cred că urmărește poliția atunci mai mare suspans, mai mare dragul de a te juca, să nu ceri să de poliție, să nu fii prins și na. Dar vom avea și episodul în care, episodul mai bine zis, în care ne vom distra cu poliția pentru că în moment, cursele astea devin, nu să zic că... Aoleu, nu e în regulă, du-te-n pizd! Sper că mă lasă să intru la opțiuni, aici, da, mă lasă. Audio, că ceva nu e în regulă aici, sound effects volum. Nu, ăsta e speak, să se lăsăm așa. Ceva de genul. Interactive music, punem pe off, când am chef, și gata. Boom. Am de gând să... interacționează muzica aici, bagi ce muzica. What the fuck? Cum se pe locul ăsta? Dau un restart că... Da, în fine.
băieți. Sigur că n-am nitru, dacă avem nitru îi ajungem, dar așa, fără nitru cu mașina asta care nici nu-i tunată deloc, că e să te găsesc ca în fabrică. Da, știu, data trecută am tunat în primul episod de la sfârșit, cred, nu mă țin minte, o să trebuie să mă uit pe episod. Dar am început de la început pentru că m-am jucat, am vrut să mă joc un pic și am ajuns pe la Sunny. Și cum mă jucam, că am zis că hai că să fac mă Bounty-ul și Milestone-ul, că de filmul o să filmez după aia. Cursurile le-am avut filmate, what the fuck, tu ce cauți aici, mă? Le-am avut filmate, dar trebuie să le montez între ele, să le editez. Așa cum spun cu Fraps-ul, chiar dacă mi-am schimbat, cum am zis, mi-am schimbat programul de filmat, dar OBS-ul meu nu știu ce, nu știu care e problema cu el, trebuie să vorbesc cu care pe care se percepe în programul respectiv, pentru că îi dau drumul, filmează, mi-arte că filmează, dar nu filmează decât numai în imagine, decât o simplă imagine. Chiar dacă pe filmare se aude că mă duc cu mașina, că vorbesc, că nu știu ce, dar pe filmare nu mi-arată că mă duc cu mașină și nu știu care e problema, adică na, o să trebuie să mă mai pun setări, să mai schimb, nu știu, o să văd, eventual o să iau legătura cu cineva care se pricepe, care filmează cu OBS-ul și are experiență în a seta OBS-ul, pentru că nu le-am deloc cu setările OBS-ului. Nu mai depășesc, nu te mai lovesc, nu te mai lovesc eu de data asta. Cu data trecută n-am vrut să fie pentru că what the fuck, n-a fost să fie pentru că n-a, s-a băgat aia în fața mea, am văzut-o, am dus-o, dar n-a. Și aia, get the fuck out. Vom lăsa pe B și vom trece următoarea cursă să nu... No, să nu pierdem mult timp. What the fuck, era să intru din nou la... Sprint. Printre cursele mele preferate, dar dacă s-ar și dă doar o parte, ar fi extrem. Sau, dar roagă pe mine în parapet. What the... Trebuie să întunez neapărat mașina, să fie un pic mai tare, pentru că... Dar ținând cont că nu am bani încă și n-am lucruri deschise, cam ce mi-aș dori eu pentru ea... Deci un pic mai tare, dar dă-te mă din fața mea, dar tu te spuma mării. Ce frumos motor are, îmi place, îmi place. Bă, tâmpitule, mă! Da, suntem pe locul 1, nu mai contează. E bine și așa. Ha, bă. Așa că, na, cum ziceam, filmez din nou cu Fraps, dar e ok și cu Fraps. Chiar dacă cu OBS-ul era, din câte am înțeles, mai bine să filmez pentru că ți-l și randează el. Și mine ca să randeze trebuie să stau destul de mult timp, ținând cont că procesorul meu e cam vechi. Și nu le prea randează rapid.
Așa că beam jur mai mult ca să schimb programul, că am înțeles că obiectul să facem chestia asta singur. Și da, chiar face singur, chiar undeva pe o filmare, undeva la 20 de minute și avea undeva la un 90 de mega filmarea. Deci, nu e ok, în fața fraps-ul îmi par și mai bine e ok cu OBS-ul, nu știu, pentru că, de exemplu, nu țin în parte în 3, 4, 5, 100 de videoclipuri. Îl face un singur videoclip, un schimb fraps-ul și în parte mai multe videoclipuri. Și este destul de enervat să crește, să le modific, să le editez, așa că eu sunt doi, l-ai filmat, cred că filmare ți-a plăcut, bun, hai că l-am pus pe YouTube. Merge. Încarc sus direct, îl bag direct pe YouTube. Dar na, așa ținând cont că fraps țin parte în mai multe țin parte în mai multe clipuri și tu trebuie să intri în vreo what the fuck, n-am înțeles, nu înțeles, what the, wow, ce soare dintr-o dată, nu văd nimic, nu văd nimic, nu văd nimic, nu văd nimic, așa. Ține parte în mai multe fel, în mai multe clipuri, tu trebuie să intri în, să deschizi videoclipurile sau nu, să le editezi, să trebuie alt program ca să le poți lipi între ele, după aia să le dai editare, să le editezi ca aia nu ți-o poți să scoți, nu știu ce. Așa din OBS 1-2, la ești cu ăla, gata. L-am pus pe YouTube, am tăiat partea aia din video, clip și gata. L-am pus, gata, l-am pus direct pe YouTube. Dar sper ca să iau legătura cât mai curând cu cineva care se percepe la OBS și cred că și știu cu cine să iau legătura deja. Mamă, ce soare. Care sper ca să mă pot ajuta. Da, cedează, sunul de la cedează s-a rupt. Băi, e cu puțin ajutorul de-al meu. Care să mă poată ajuta cu programul respectiv ca să pot să filmez. Pentru că la ăsta nu durează mult, să zic așa, pentru că sunt puține minutele în care filmez. Da, noroc cu gardul. Era vorba de următoarea chestie, adică vreau ca să am și fraps-ul, vreau să am și OBS-ul, dar vreau să filmez cu OBS-ul meu la Eurotrack. Pentru că la Eurotrack nu pot să fac episoade de, nu știu să zic, 15 minute care randează în 40-45 de minute, pentru că e, na, scurt episodul. Oh my god. Da, și acolo am episoade în care filmez poate 40 de minute, 45, acum depinde de durata clipului. Curse pe care o iau, kilometri pe care o are cursa. Și na, îți dai seama că n-am cum să tau, pentru că trebuie să tau enorm de mult din video și nu se mai înțelege voi nimic, așa că nu-s genul care să taie videoclipul respectiv pentru a îl face un pic mai mic, așa că da, aici e magazinul, dar nu ne vom opri. Mă duc acasă. Ok. Și nu sunt genul de persoane care să taie videoclipurile numai. Oh my god, okay.
scurta pe aici. Să tai videoclipurile numai pentru ca să termin cât mai repede cu randatul. Nu genul ăla și nu o să fiu genul ăla. Așa că de aia mi-am preferat ca să filmez cu OBS-ul, pentru că îl și randează. Și îl pot pune direct pe YouTube imediat după ce l-am terminat de filmat. Dar acum, na, asta e. Filmez cu Fraps-ul episodul ăsta, pentru că cu OBS-ul nu știu care e problema, dar sper să rezolv. Cum am zis și mai înainte, de vreo 2 minute, am pe cine să vorbesc și sper să pot vorbi cu el sau să-mi răspundă. Așa că să sperăm că de data următoarele episoade din Euro Truck și Need for Speed Most Wanted să fie filmate cu OBS-ul. Dar până atunci, cam atât și pentru... Mă scuzați, mi-este foarte somn, filmez foarte devreme. Până atunci sper că atât și cu acest episod, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să apăsați butonul de like, să dați un coment, un share, pentru că chiar m-a ajutat foarte mult butonul de subscribe și share la fel. Și un like dacă v-a plăcut episodul. Și până data viitoare, să ne auzim numai de bine. Eu am fost Driver Cătă și până data viitoare, numai bine. Ciao, ciao!